Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul nostru de azi, misterioasele catacombe din Bărăgan, tunelurile din zona Călăraș-Silistra. În România există aproximativ 500 de kilometri de construcții subterane istorice, realizate din timpuri străvechi până în zilele noastre, aici fiind incluse și buncărele lui Ceaușescu din București. În multe localități din România există sisteme de galerii subterane construite de localnici, fie pentru a se proteja în cazul unor atacuri străine, fie pentru a-și ascunde aici bunurile, în cazul rechizițiilor forțate care se practicau mai ales în Evul Mediu. Dar cele mai multe din aceste galerii subterane se foloseau ca simple depozite pentru bunurile perisabile. Despre galeriile subpământene de la Călăraș s-a scris că ar fi opera unei civilizații dispărute. O poveste științifico-fantastică despre niște presupuse catacombe din Călăraș a pus pe jar pe locuitorii din Bărăgan, însă adevărul istoric e unul mult mai simplu și destul de banal. Galeriile subterane aveau rol utilitar. Cândva un arhitect spunea că arhitectura unui popor sau unui oraș, privită cu ochii sufletului, dar mai ales citită cu cei minți, îți poate vorbi despre cultură și istorie, despre sensibilități proprii sau influențe străine, despre societate și despre viața însăși. Afirmația e valabilă pentru orașul Călăraș, așezat pe malul Dunării și atestat documentar de un act emis în epoca lui Mihai Viteazul. Legenda catacombelor datează de la începutul anilor 70, când în centrul orașului Călăraș au fost demolate mai multe clădiri, ceea ce a scos la iveală pivnițele și hrubele de sub fostele hanuri, prăvălii și bodegi. Mulți s-au grăbit să le catalogheze a fi opera unor civilizații de mult apuse, iar alții le-au descris drept adevărate galerii seculare care legau urbea de pe malul Dunării de cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare. Nimic mai fals, susține istoricul Constantin Tudor. În ultimii ani, legenda catacombelor a fost readusă la lumină de mai multe ziare și reviste, odată cu apariția volumului Secretele României Subterane, semnat de Ionuț Vlad Muștereanu și Emil Străinu. Așezarea e mult mai veche, vestigiile arheologice probând acest lucru. Și totuși sunt voci care susțin că primele așezări din zonă au fost clădite de o civilizație de mult apusă dinaintea nașterii poporului getodac. După cucerirea Daciei de armatele lui Traian, drumurile romane care legau Durostorum, cetate situată pe malul drept al Danubiului, de câmpia Dunării, treceau prin Călăraș. Și azi există drumul care leagă aceste două cetăți, Călăraș și Silistra, dar la câteva zeci de metri de fluviu și de frontiera trasată arbitrar în 1940. Șoseaua a fost zeci de ani barată de grăniceri români și bulgari. Asta numai la suprafață, pentru că în subteran, la numai câțiva metri adâncime, se află drumuri secrete pe care istoria le-a conservat. Și ca o ironie, în perioada comunistă și în primii ani de după 1990, puțin cunoscători ai acestor șosele subterane se foloseau de ele pentru a intra și a ieși din Bulgaria vecină. De fapt, e impropriu spus Bulgaria, pentru că teritoriul respectiv, cadrilaterul, este vechi pământ românesc. Nu facem politică, dar însuși Mircea cel Bătrân, atunci când descria granițele stăpânirii sale, spunea că țara românească se întinde până la Marea cea Mare, incluzând și cetatea Dârstorului. Eu, întru Hristos Dumnezeu, binecredincios și binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, eu, Mircea Mare Voievod și Domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile Tătărești și Amlașului și Făgărașului Herțeg și domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului. De altfel, există istorici și arheologi care susțin că galeriile din zonă folosite de daci pentru ceremonii inițiatice în arta războiului pentru tinerii recruți au fost exploatate de Mircea cel Bătrân ca spații de refugiu, în calea cotropitorilor, depozite de muniție și armament, dar mai ales erau folosite pe post de spital de campanie. Mai mult, se pare că aceste locuri au servit ca tabără pentru cavalerii templieri în drumul lor către Țara Sfântă. Motivul nu ținea doar de caracterul secret al catacombelor și mai ales de faptul că, se zice, acele locuri păstrează și acum proprietățile spirituale unice, chiar tămăduitoare. Oamenii locului spun că cei care pătrund adânc în galerii se simt deodată liberi, ușor, precum pasărea cerului, așa cum parcă ar pluti. Totuși, se pare că la intrarea din partea românească își arată colț un curent energetic puternic, aproape amețitor, care oferă o senzație similară cu cea a escaladării celor mai înalte piscuri din munții Făgăraș. Din acest motiv, excursia în aceste locuri nu e recomandată cardiacilor. Orașul Călăraș are o istorie remarcabilă și mulți scriitori și-au brodat poveștile pe marginea firului apei, dar niciunul nu a știut
sau nu a folosit măcar ca sugestie literară misterioasele tuneluri care împânzesc subsolul orașului și subtraversează brațul Borcea și chiar Dunărea, unind Câmpia Română cu Dobrogea. Și totuși, pentru că vorbeam despre potențialul energetic al zonei, bătrânii locului povestesc și azi cu temere în glas despre o pățanie petrecută în anii 60-70. La vremea aceea s-a demolat masiv în zonă pentru a se face loc câtorva blocuri banale, după moda sovietică impusă de arhitecții vremii. Când au început forările pentru săparea fundațiilor, s-a produs un cutremur destul de puternic, iar la un moment dat s-a auzit o bubuitură de proporții, fără ca însă ceva anume să fie explodat în interior sau la suprafață. Susținătorii ideii, potrivit căreia tunelurile din zonă reprezintă o poartă de trecere dincolo, într-o altă dimensiune a spațiului și timpului, într-un univers paralel, sunt de părere că motivul șocului este strâns legat de faptul că tocmai poarta energetică spre acea nouă lume ar fi fost deranjată de acțiunea omului. Bază de lansare pentru nave extraterestre? Unul dintre oamenii locului care au cercetat aceste galerii subpământene este Marin G. Negru, de profesie arheolog și istoric. Referindu-se la tuneluri, acesta spune că bolta e astfel concepută încât uriașa forță de presiune a Pământului să fie utilizată ca element principal de rezistență, lucru care justifică păstrarea lor aproape intactă după mii de ani. Geometria riguroasă a zidurilor, în care pietrele sunt perfect îmbinate, atestă adânca știința constructorilor. Din acest motiv, adepții teoriilor fantastice se împart în două categorii. Unii susțin teza existenței unei popori de nibelungi, oamenii subteranului și întunericului, care au trăit cu sute de ani înainte de apariția poporului Tracoget, iar alții sunt convinși că aceste catacombe au fost construite de o civilizație extraterestră. De altfel, sunt voci care afirmă că și în zilele noastre galeriile servesc drept bază pentru navele spațiale. Această credință, mai mult sau mai puțin utopică, se leagă de faptul că uneori, în general, pe timp de ceas, aproape de intrările în subteran, au fost văzute cercuri de culoare mov-roșiatică și că după un timp vegetația de la suprafață căpăta nuanțe maro ca și când ar fi fost arsă de curând. Uneori s-au și zgomote extrem de puternice, ca și cum s-ar produce o explozie. Susținătorii ideii, potrivit căreia tunelurile din zonă reprezintă o poartă de trecere dincolo, într-o altă dimensiune a spațiului și timpului, într-un univers paralel, sunt de părere că motivul șocului este strâns legat de faptul că tocmai poarta energetică spre acea nouă lume ar fi fost deranjată de acțiunea omului. Vrăjitorie și magie în vremea lui Matei Basarab. Mircea cel Bătrân și cavalerii templieri nu au fost singurii care au exploatat zona. Arheologii susțin că tunelul principal a suferit o operație de restaurare între secolele 17 și 18 în perioada voievodului Matei Basarab și a urmașilor săi la tron. Coborârea se făcea printr-un puț în spirală de 1,8 metri în unghi de 90 de grade, iar pe ultimii 4 metri unghiul se micșora la 45 de grade. În câteva locuri pereții aveau găuri, iar cărămizile scoase din zid erau aruncate pe jos. Prin târg se vorbea, se pare nu fără justificare, despre găsirea unor comori fabuloase, tezaure monetare, bulgări de aur și bijuterii. Alți adepți ai teoriilor conspiraționiste sunt însă de părere că aici aveau loc ceremonii de vrăjitorie și de magie, despre care se spune că nu erau deloc străine lui Matei Basarab și mai ales soției sale Elena Năsturel. Bolta e astfel concepută încât uriașa forță de presiune a Pământului să fie utilizată ca element principal de rezistență, lucru care justifică păstrarea lor aproape intactă după mii de ani, scrie Marin G. Negru, istoric și arheolog, fostul director al Muzeului Dunărea de Jos din Călăraș. În multe localități din România există sisteme de galerii subterane construite de localnici, fie pentru a se proteja în cazul unor atacuri străine, fie pentru a-și ascunde în ele bunurile în cazul rechizițiilor forțate, care se practicau mai ales în Evul Mediu. Dar cele mai multe dintre aceste galerii subterane se foloseau ca simple depozite pentru bunurile perisabile. În cazul Călărașului, lucrurile sunt chiar mai simple, datorită specificului așezării. După cum se știe, până la emanciparea sa prin cumpărarea de teren consfințită prin hrisopul domnitorului Barbu Știrvei, la 24 septembrie 1852, Călărașul s-a constituit și dezvoltat ca așezare omenească pe o moșie privată care a aparținut mai multor proprietari și care în jurul anului 1700 a intrat în posesia mănăstirii și spitalului Colța din București. În aceste condiții, localnicii care nu erau proprietari pe terenurile pe care se stabiliseră nu și-au permis să ridice clădiri solide și cu atât mai puțin stabilimente comerciale pe care să le doteze cu beciuri și hrube subterane. Au existat câteva asemenea cazuri până în 1852,
și acestea s-au înregistrat în situația hanurilor ridicate de arendași și moșii, hanuri care aveau și galerii subterane destinate păstrării alimentelor și băuturilor alcoolice. Acesta e adevărul istoric despre catacombele Călărașului, explică profesorul Constantin Tudor. De asemenea, acesta subliniază că situația avea să se schimbe radical după anul 1852, odată cu aplicarea planului de sistematizare a orașului, care crea străzi noi după sistemul rectangular. În calitatea lor de proprietari pe terenurile pe care și le cumpăraseră cu bani grei, călărășenii încep să ridice construcții solide, multe dintre ele cu spații comerciale la parter. Toate acestea erau construite din start cu pivnițe imense, hrube și guri de erisire unde comercianții călărășeni își țineau mărfurile. Există sute de anunțuri inserate în gazetele locale de la sfârșitul secolului al XIX-lea din care se poate constata foarte clar care era situația de fapt a așa ziselor catacombe călărășene, relatează istoricul. Americanul la un pas să cadă în groapă. Constantin Tudor mai adaugă faptul că în Călăraș a mai existat și un alt tip de hrube decât cele de supravăliile comercianților. E vorba de gropile arse pe care agricultorii și mai apoi angrosiștii le-au folosit pentru păstrarea cerealelor până la construirea magaziilor de lemn. Magazii care împânziseră orașul în perioada interbelică, o mică parte dintre acestea, păstrându-se și azi. O mărturie în acest sens este cea scrisă în anul 1856 de doctorul american James Oscar Noyes, care vizitase Călărașul cu 2 ani înainte. În timp ce hoinăream prin oraș, era aproape să cad într-o groapă din pământ ce nu era păzită, pe care la început am crezut-o a fi un puț, dar despre care am descoperit că era intrarea într-o imensă sală subterană folosită ca depozit pentru grâne. Hambare ca acestea sunt obișnuite în țara românească, ba chiar peste tot în răsărit. Clădirile vechi au făcut loc blocurilor moderne. Istoricul Constantin Tudor face și o trecere în revista principalelor demolări care au avut loc în orașul de pe malul Borcei, ocazie cu care au fost descoperite galeriile subterane. Sistematizat după eliberarea sa din anul 1852, după un plan rectangular realizat de inginerii Scarlat Popovici și Ioan Siminogeanu, Călărașul se va dezvolta rapid din punct de vedere edilitar-urbanistic. Din vechile case construite până în 1852 se vor mai păstra câteva: Casa Grădișteanu, de pe fostul bulevar Traian, la strada 1 Mai, demolată în 1951, Casa Hagi Tsonkovici, amplasată de asemenea pe fostul bulevar Traian, demolată după 1977. Se vor construi, în schimb, clădiri noi, atât publice cât și private, care au făcut farmecul Călărașului nostru până prin anii 50, când au început primele demolări, explică profesorul. Astfel, conform cercetărilor istorice, prima demolare s-a produs în anul 1951, când în locul casei Grădișteanu s-a construit primul bloc cu 3 etaje pentru consilierii sovietici aflați la Călăraș. Un al doilea bloc cu aceeași destinație s-a ridicat lângă actualul restaurant intim, unde a funcționat mai mulți ani Direcția Județeană a Finanțelor Publice. Conform profesorului Tudor, urmează prima mare demolare de la începutul anilor 60, când se distrug complet clădirile de pe fosta stradă Știrbei Vodă, între hala centrală și fostul casino. Cofetăria Violeta, care a rămas în picioare până în jurul anului 1975, când în locul ei a fost ridicat magazinul Select. Între anii 1965 și 66 se demolează mai multe clădiri dintre străzile Știrbei Vodă și Independenței pentru a face loc Palatului Poștelor și Telefoanelor. Demolarea centrului continuă la începutul anilor 70. De data aceasta, de la fostul Hotel Arcadia, acesta rezistă până prin 1985, spre fosta Casă de Cultura Municipiului, construindu-se blocurile din centru. Același lucru se întâmplă cu multe clădiri de pe fosta stradă Sfântul Nicolae, 6 Martie, în locul lor ridicându-se blocul în care funcționează redacția Jurnalul de Călăraș. Se demolează de asemenea clădirile de pe strada Progresul, de lângă prefectură, în locul lor construindu-se cele 3 blocuri, de pe Progresul până spre Pescăruși. Ultima mare acțiune de demolare se va produce după 1980, motivându-se faptul că multe clădiri fusese afectate de cutremurul din martie 1977, a explicat istoricul. Prieteni, ne oprim aici, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!